You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. În dimineața zilei de 8 martie, giurgiuvencele din cartierul Tineretului au primit o surpriză din partea deputatului Florian Nicolae și a membrilor Asociației Uniți pentru Giurgiu. Ineditul acțiunii din acest an a constat în faptul că doamnele și domnișoarele nu au mai primit flori, ci câte o eșarfă albă, un accesoriu util și binevenit pe orice anotimp. Astăzi, 2 martie, pentru dumneavoastră, un gând, frumos, curat, senin. Deci pentru... Cum vi se pare gest? Un gest frumos. Da, e frumos să mai gândească cineva și la femei, indiferent cum. Un gest plăcut. Cum vi se pare acest gest de 8 martie? Și de 1 martie era, și de 8 martie, și de 9 martie. E ziua femeii până la 1 aprilie. Foarte bun, foarte bine, foarte frumos. Nu suntem de aici, suntem doar în vizită. Suntem în vizită și ne place foarte mult. Foarte frumos, îmi pare bine, sănătate la mulți ani, mulți. Ați mai primit ceva astăzi? Nu. Nu, mă aștept să mai primesc la continuă floare. Frumos. De ziua femeii, chiar că e frumos. Ați mai primit ceva astăzi? Nu. Aseară am primit un buchet de flori de la copii. Foarte frumos din partea dânsului. Mă auzit că și de 1 martie a fost foarte atent. Și cu domnul Pic, amândoi. Mulțumim frumos că ne mai băgați în seamă. Să ne trăiești. Să trăiești. Și primăvara asta să-ți aducă numai bucurii. Să dea Dumnezeu. Să rămână la mulți ani. Acțiunea a continuat apoi în piața centrală, unde pe lângă giurgiuvencele aflate la cumpărături, eșarfe albe au fost oferite și celor care se aflau la serviciu, doamnele și domnișoarele de la magazine. Gestul deputatului giurgiuvean a fost bine primit de reprezentantele sexului frumos, mai ales că pentru multe dintre ele, eșarfa albă primită a fost primul dar pentru ziua de 8 martie din acest an.